Suntem în Praga. Mamă, deci am avut un zbor așa de mișto cu Taro. N-am mai zburat cu ei până acum. Sunt un echipaj feminin. Și cea mai șmecheră aterizare. N-am simțit absolut nimic. Gata, am luat bagajul. Aici. De 90 2 by car. Bun, am luat biletele și acum trebuie să ieșim afară în fața terminalului 1, zona D, parcă la litera D. Autobuzul 119. Am făcut semnul de frumusețe și am ieșit. Să descoperim Praga. Suntem în Old Town Square. Intra pe Charles Bridge. Traversăm Vltava. La Lennon Wall, chiar în spatele zidului, este un magazin de suveniruri foarte mișto și o curte. Mamă, ce curte! Trebuie să intrați pe ușă, chiar pe ușa de lângă zid. Am înțeles că e legal să măzgălești zidul, dar trebuie să ai un marker la tine, cu pixul nu merge. Am auzit acum de la un ghid și vă zic și vouă. Exact cum ești de pe străduță de la John Lennon Wall, este un pub care se cheamă John Lennon Pub și undeva sus pe clădire uite acolo în sus, ci că în 2002 a fost nivelul apei până acolo. Practic, da, uite, nivelul apei 1940-1890 și în 2002 a fost apa cât casa, vorba aia. Dai seama că toată zona asta a fost inundată de apă? Și da, miroase iarbă peste tot în zona asta. Ca mergi cu tramvaiul. Acum trebuie să ne întoarcem un pic, să mergem, să urcăm cu funicular. Urcăm în turnul Eiffel de pe Catherine Hill. Singurul loc de altfel de unde poți să vezi ceva. Uite, și un cafe bistro. Nu știu că mai au băncuțe din nou, că nu te odihnești. Cred că ai zis și de la...
cartierul evreiesc. Și am ajuns la Old New Synagogue, cea mai veche sinagogă activă din Europa. M-a șocat faptul că e construită pe la 1270 ceva de genul. Cam șmecher în cartierul ăsta evreiesc. Numai mașini de mașini, numai magazine de magazine. Prada, bulgari și tot felul de chestii. Dincolo e Charles Bridge. Băi, e full de oameni. E full. Da, nu o să mergem pe jos. Luăm tramvai până sus la castel. Dacă tot am luat bilet de o zi, why not? Pa de la security check. Am mâncat la în curtea castelului, la Lobkowitz Palace, ceva. Și recomand, mâncare foarte bună. Baia e moca. Păi da, mă, dacă ești client, e moca. Și privilegiile de nebunești. Mâncați pe terasă, vă recomand. Vreau să bere. Mai am baterii, dar trebuia să filmez asta. Suntem pe turnul de la Charles Bridge. Așa îi zice un? Mamă, frate. Deci costă 100 ca să urci. Nu. Iată ce viuă. Ultima zi de Praga. Azi hoinărim pe străzi, mergem pe suveniruri. Bye.
Stradă cu semafor. Ce mai îngustă stradă? Cred că e cea mai îngustă stradă. Așa pare. Da, dar s-ar putea ca asta să fie, să nu fie considerată stradă, știi? Aia e strada Sforii, are un nume, știi? Asta s-ar putea să fie un alee, un gang. Îl dăm într-o terasă. Pe malul apei. Suntem în cartierul Malastrana. Chiar în capăt. Pe străduța asta o să găsiți o grămadă de locuri unde să mâncați și magazine cu suveniruri. Recomandarea ar fi să vă duceți la toate magazinele de suveniruri întâi, pentru că am văzut prețuri foarte diferite de la unul la altul. O să scriu un articol de unde ne-am luat noi chestii, unde am văzut că erau prețuri bune. Gata, am luat suveniruri de pe Malastrana, la undeva unde scrie Bohemia Cristal. Bine, sunt foarte multe locuri unde scrie Bohemia Cristal, da. Dar e chiar lângă un McDonald's. Se poate plăti și cu cardul. Și din ce am văzut noi erau cam cele mai bune prețuri de pe în zonă. Mai mișto loc unde se iei prânzul. Chiar după colț acolo e John Lennon Wall. Deci dacă ieșiți după străduță de la John Lennon Wall, o să dați de această terasă. După un drum de un sfert de oră cu tramvaiul, din centru și după un deal care nu se mai termină, am ajuns la cetatea, fortăreața Visehrad. Picioarele prea mult după Visehrad, sau cum se zice, fortăreața. Acum urcăm în Powder Tower. Da. Uite și tu, leacă, ce crezi. No. Ești prost. Aici e efectiv, urci vertical. Biletul e 200, nu, 100 de persoană, se adică la caserie la etajul 1, în ghilimele etajul 1. Hai să vedem ce poate turul ăsta. Am urcat în The Powder Tower. E mult mai lejer față la turnul de la Charles Bridge. Opa. Adică gen nu e nimeni. Și ora 6. Privilește-i cam așa. Mergem la Beer Frog Museum. Vedem dacă au și locuri. Oh, deci fii atent ce e aici. Care
spere cât vezi cu ochii. Cum e asta? Păi suca asta. Real Deal Ale. Vă recomand să veniți aici. După cum zice și meniu, au peste 30 de tipuri de bere. Puteți să o luați cum am luat noi, două seturi de 5 arome. Adina are ceva mai de gagici, cu cidru, cu miere, cu ăsta, și mi-am luat numai ale. Puteți din asta de 5 pahare, costă cam 200 de coroane. Niște lace la coșuleți, 50 de coroane. O să ok prețul. Vedem ca o alcool tester. Bagi 20 de coroane și îți măsori cât de beat ești. Ultima masă la Praga. Un hot dog gigant. Ce? Ce e asta? Colac secuiesc. Cine știe care e originea la colacul ăsta secuiesc? Dar aici în Praga e plin de mini colaci din ăștia. Cu înghețată, cu ciocolată, cu de toate. Hai că în lift n-am filmat. Gata, am ajuns la hotel. Am făcut vreo 18 km și 16 pe jos. Și gata, mergem la somn. Mâine zburăm la Barcelona. Plecăm de la hotel. Bună dimineața! Plecăm spre aeroport. Zburăm la Barcelonica. Cam aceasta a fost experiența noastră în Praga. O să scriu un articol peste tot pe unde am fost, ce am mâncat, ce am vizitat, ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut, dar să știți că ne-a plăcut cam toate. Că a fost un oraș în care ne-am simțit foarte bine și chiar n-am avut nicio problemă cu nimeni. Bun, gata. Ne auzim. Pa! To the airport! Woo!